Dacă porniți la drum și urmează să circulați și pe autostradă, e bine să respectați regulile pentru a nu fi amendați și pentru a nu pune în pericol alți șoferi. Polițiștii avertizează pe șoferii care circulă pe autostrăzi să nu mai oprească nejustificat pe banda de urgență, deoarece există riscul accidentelor și le recomandă ca în cazul unei defecțiuni tehnice să se asigure că și-au luat toate măsurile de semnalizare a situației. Polițiștii rutieri care patrulează pe autostrăzi au constatat că zilnic mulți conducători auto opresc nejustificat pe banda de urgență, creând situații periculoase. Din statisticile accidentelor rutiere produse pe autostrăzi, reiese că sunt frecvente cazurile în care autovehiculele oprite pe banda de urgență au fost lovite de altele. Conducătorii auto care au provocat aceste accidente fie au fost neatenți sau obosiți, fie nu au observat autovehiculele oprite. Pe banda de urgență pot circula doar autovehiculele cu regim prioritar care se deplasează la intervenții sau în misiuni cu caracter de urgență. Centrul Infotrafic, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, le recomandă conducătorilor auto ca în cazul unei pene sau defecțiuni tehnice să pornească luminile de avarie, să se echipeze cu vesta reflectorizantă, să scoată pasagerii din autovehicul în afara părții carosabile și să amplaseze triunghiurile reflectorizante unul după celălalt la distanțe mai mari. Polițiștii Amintesc șoferilor că oprirea nejustificată sau circulația pe banda de urgență a autostrăzilor se sancționează cu 3 puncte de penalizare și cu amenda prevăzută în clasa a doua de sancțiuni, respectiv 4 sau 5 puncte amendă.